Cele două proiecte au fost extrem de comentate la ultima ședință a Consiliului Local Municipal. Unul dintre ele vizează înființarea clubului sportiv al primăriei, căruia i s-a dat numele de Sport Club Municipal Gloria Buzău, care conține marca Gloria, ce este deja înregistrată de fostul club de fotbal din Crâng. Acum reprezentanții municipalității trebuie să vină la prefectură cu dovada de la Ministerul Justiției că denumirea este disponibilă. Cel de-al doilea proiect, care nu a primit încă aviz de legalitate de la prefectură, vizează înființarea unui centru de științe la Buzău, în cazul căruia apar nelămuriri legate de documentele cu care a fost motivată și fundamentată hotărârea. Proiectul Gloria merge înainte. Am încercat să obținem certificatul ăla special de la Ministerul Tineretului și Sportului. S-au găsit câteva inadvertențe. Săptămâna viitoare, pe 24, avem ședința Consiliului Local Ordinară. Vor intra și acele modificări cerute de Ministerul Tineretului și Sportului și nu se va putea elibera acel certificat CIS, fără de care nu poți funcționa. Deci sunt lucruri normale până la un moment. Nu avem juriști, nu avem, încercăm și noi cu improvizații să le rezolvăm pe toate. Câteodată merg, câteodată nu merg. La situația care o avem acum în primărie, nu au fost așa multe necazuri. În sensul în care s-a aduc câteva modificări, o să le băgăm pe ordinea de zi la ordinea suplimentară a ordinii de zi, pentru că trebuie să facem și o documentație mai laborioasă. După ce primăria va pune la dispoziția prefecturii toate documentele solicitate, juriștii de la Casa Albă vor da aviz favorabil sau negativ cu privire la legalitatea celor două proiecte.